De departe, unul dintre cele mai așteptate videoclipuri de pe canalul meu de până acum. În acest episod din challenge-ul în care construiesc de la zero o agenție online care să atingă 10.000 de euro lunar din România, voi face ceva ce nimeni din România nu a mai făcut până acum. Știu că spațiul online are nevoie de mai multă transparență. Oamenii să vadă exact secretele din spate, toate informațiile și toate, toate lucrurile mici care într-adevăr fac diferența. Prima agenție pe care am construit-o, Kaizen, și cea care mi-a adus cel mai mare succes din punct de vedere financiar, am luat decizia încă de la început să o țin destul de low-key, să nu o leg de brandul meu personal, de cine sunt ca imagine, de posibilitatea ca clienții mei să fie afectați de faptul că sunt o persoană care creează conținut în mod public. Și până la urmă, ăsta e cazul multor persoane de succes care nu vor neapărat să divulge toate lucrurile despre afacerile lor și cum rolează. De asta, din păcate, Siriac nu are un canal de pe YouTube în care să vorbească despre cum a reușit el să devină un miliardar. Dar ar trebui să aibă. Totuși obiectivul principal al acestui challenge este să demonstrezi tuturor că puteți construi o afacere online foarte profitabilă din România, mai exact o agenție online fără să vă briscați toate economiile, fără să fiți niște persoane foarte tehnice, niște genii pur și simplu urmând niște pași foarte concreți, niște lucruri foarte logice care să vă ducă la rezultate monetare foarte, foarte apetisante în timp ce aveți un impact foarte bun asupra societății. Și motivul pentru care am spus că nimeni din România nu a mai făcut asta până acum și de asemenea foarte, foarte puțin din acest spațiu au publicat astfel de conținut cu notă personală, eu am luat decizia să o fac 100% transparent și de asemenea 100% public. Pentru că în acest videoclip voi împărtăși cu voi apeluri live pe care le-am avut cu potențial clienți care ulterior s-au transformat sau nu în clienți plătitori. Veți vedea exact cum îmi structurez apelurile, ce spun în aceste apeluri, cum îmi prezint serviciile și oferta astfel încât să poți cere prețuri high ticket, adică peste 2000 de euro. Și apelurile pe care vi le voi prezenta sunt foarte speciale, deoarece apelurile sunt cu proprietari de afaceri milionare, afaceri care generează peste un milion de euro pe an, cât și una dintre aceste afaceri generează peste 10 milioane de euro pe an. Sunt apeluri cu oameni foarte potenți, antreprenori care și-au creat afaceri de succes și care desigur vor să investească pentru a crește. Iar modul prin care am ajuns la aceste persoane e exact modul pe care vi l-am prezentat în episodul 3 din acest challenge, așa că dacă vrei un refresh, uite-te la videoclipul ăla după ce îl vizionezi pe ăsta complet. Și of course, dacă îți place aceste serie și vrei să continui să fac acest lucru 100% transparent, pentru că într-adevăr îmi iau grămadă de timp să construiesc al treilea business profitabil, lasă un like, lasă un comment, lasă un subscribe, show your love și... Haideți să intrăm în aceste apeluri. So, am pregătit pentru voi două tipuri de apeluri. Un apel de discovery sau un apel de calificare în care ne asigurăm că clientul cu care am programat meeting este într-adevăr un client potențial și potrivit pentru serviciile pe care le oferim. De asemenea, am pregătit și o serie de apeluri de vânzare în care luăm clientul care a trecut prin apelul de calificare, îl băgăm într-un apel de vânzare cu scopul de a-i prezenta oferta și cu scopul de a-i vinde. Un mare disclaimer, deoarece vreau să fiu 100% transparent cu voi. Apelurile pe care vi le prezint astăzi sunt cu un nivel mai ridicat sau sunt mai dificile din punct de vedere a informațiilor pe care trebuie să le dețineți. Având în vedere că apelurile pe care le am sunt în domeniul medical și eu lucrez deja ca agenție în domeniul medical, a fost destul de ușor pentru mine, a fost destul de simplu pentru mine să pot să duc aceste discuții, chiar dacă se utilizau termeni mai specifici domeniului. Pentru cei care sunteți la început și am menționat asta în primul și al doilea episod, când vreți să vindeți lucruri foarte ușor astfel încât să vă creați primele winuri, ce trebuie să faceți aici este să vindeți cel mai ușor lucruri de livrat care să nu depină neapărat de rezultate. Iar aici vorbim de website-uri sau tipuri de conținut. Aici valoarea inerentă a acestor lucruri este destul de cunoscută. Un om știe că are nevoie de un website, chiar dacă nu îl folosește neapărat sau nu rulează trafic către website-ul respectiv. Dilurile pe care le-am făcut în aceste videoclipuri sunt mai complexe și de asemenea implică și mai multe servicii. Servicii pe care nu va trebui neapărat noi să le facem sau eu să le fac Totuși pentru că vreau să vă arăt totul 100% transparent Mă voi ocupa eu personal de acești clienți Astfel încât să vă arăt tot service delivery-ul și toată partea de delegare Cum să găsiți oamenii potriviți pe care să-i puneți să presteze serviciul în locul vostru etc Dar până la punctul ăla trebuie să treceți prin niște apeluri de calificare Și of course prin niște apeluri de vânzare Primul apel pe care vom face overview este un apel cu un spital privat care generează undeva la 9 milioane de lei pe an. Problemele principale ale acestui spital era faptul că website-ul lor nu era foarte updated și nici nu utiliza software-uri de programare. De asemenea, conținutul lor pe social media era inexistent și nici reclame nu rulau. Dar desigur veți vedea exact cum pun aceste probleme. So, eu aș începe invers, pentru că mie mi s-a spus că V-ați uitat sau s-a uitat cineva puțin peste compania mea, a identificat câteva probleme la care are câteva soluții și acum vă dați seama că am putea să mergem pe drumul scurt. Persoana a menționat acest lucru deoarece i s-a spus înainte că s-a creat deja o analiză asupra business și ea nu își dorea să treacă prin procesul de calificare, nu își dorea să-i spunem că bă câți clienți aveți, câți generați, etc. Din toate informațiile pe care le-am putut obține public, din contul de Facebook, din listă firme, etc., am putut de asemenea să creăm o analiză încât să găsim acele pain points și acele sugestii. Persoana aceasta, acest owner, nu își dorea în niciun caz să treacă printr-un proces de 100 de întrebări și să fie plictisite de chestia asta. Pur și simplu își dorea să trecem direct la subiect astfel încât să-i demonstrez că sunt un profesionist și chiar am făcut analiza respectivă. V-am spus că noi am făcut deja o analiză pe, pe business-ul nostru în ceea ce, ce uh, înseamnă activitatea lui online. Uh, noi suntem parteneri de creștere în domeniul medical, în tot ceea ce înseamnă uh, activitatea online a unui business. or second. This is a couple of Good. So, am început cu partea de parteneri de creștere, un lucru pe care îl veți mai auzi în aceste apeluri. E poziționarea pe care o utilizăm atunci când ne punem în fața unui client ca să nu ne ducem într-un mod generic la ei să spunem că suntem agenții de marketing sau agenții care oferă nu știu ce fel de servicii. Ne adresăm în fața lor ca niște parteneri de creștere deoarece vrem să funcționăm ca niște parteneri pentru afacerile clienților noștri. Dacă nu facem chestia asta, afacerile clienților noștri nu vor avea rezultatele cele mai bune și noi nu vom fi plătiți. Nu avem nicio problemă, asta e normalitatea în zilele noastre. <laughs> uh, da, și ce -am, ce am observat la business, dumneavoastră, până la urmă, asta e cel mai important în, în momentul de față. Am văzut că aveți un website, deci aveți o prezență website, și am observat că chiar acum patru zile ați, ați uh, postat și uh, pe Facebook după o perioadă, de timp. vă ocupați dumneavoastră în prezent de, de pagine de Facebook sau. Uh, overall de de ce se întâmplă online cu cu noastre. nostru Doriți să începeți și activitatea online. În momentul de față, dumneavoastră, sunteți familiară cu tot ceea ce înseamnă a consulta un pacient în mediul online prin telefon sau printr-un apel video pentru ca acesta, nu? Deci sunteți și familiară cu tot ceea ce înseamnă ai și poate chiar și aplicațiile pe care le are în business, nu? So, după cum ați văzut în acest apel de discovery, am pus o serie de întrebări acestei persoane, chiar dacă la început nu își dorea să treacă de procesul de calificare. Ce am făcut aici a fost să formez o discuție în problemelor sau lipsurilor pe care le-am găsit asupra businessului ei, astfel încât ea să devină interesată și să fie captată de discuția pe care o avem. Ca apoi, după ce persoana a văzut că știu despre ce vorbesc și face sens să mă asculte, a început să se deschidă și am început eu să revin cu întrebări la ea, astfel încât să-mi dau seama de ce are nevoie, ce se întâmplă în businessul ei și desigur cu ce soluții pot să vin în businessul dumnea ei. La final, i-am propus să ne vedem la un alt apel în care pot să construiesc o ofertă personalizată și specializată pentru problemele pe care le-am discutat în acest meeting de Discovery, astfel încât să fim 100% pregătiți, ea să primească toată claritatea necesară și să înțeleagă plusul de valoare pe care îl putem oferi. Apelul de sales call cu acest spital privat a fost mult mai tricky decât ne așteptam. A durat peste 40 de minute cu tot cu prezentarea întreagă a ofertei noastre și de asemenea prezentarea pe care am creat-o astfel încât să ne creștem valoarea percepută la maxim asupra trendului Growth Velocity, numele agenției pe care am început-o de la zero. Of course, în acest meeting am utilizat template-ul de sales pitch pe care vi-l o oferi 100% gratuit dacă ajungem la cel puțin 100 de like-uri. De asemenea, îl voi oferi 100% gratuit dacă să strâng cel puțin 100 de comentarii. Așa că lăsați un comentariu dacă vreți să primiți un sales pitch foarte, foarte bine pus la punct. So, Intrăm rapid în discuții, ne asigurăm că onorul are acces la un laptop. I-am spus din prima că e mult mai case să dețină un laptop pe care să poată vedea această prezentare. Prezentarea se bazează pe patru etape simple, cine suntem, marea problemă și soluția magică. Aici ce am făcut a fost să personalizez în funcție de nevoile clientului template-ul de pitch pe care l-am creat special pentru voi. Și am menționat în primul rând value proposition și marea problemă din piață și anume faptul că majoritatea afacerilor din domeniul medical duc lipsa de o strategie clară de integrare și creștere în domeniul digital pentru a atrage clienți. În realitate, ceea ce lipsește este un sistem de marketing testat care funcționează și care aduce clienți potențial de înaltă calitate cu predictibilitate. Asta își dorește orice afacere bazată pe servicii să obțină. Deci odată ce am menționat această problemă, am făcut puțin a digging a sau am pus sare pe rană. Am menționat unde se pierd banii și care e problema la majoritatea afacerilor din această industrie, ca apoi să explicăm sistemul din spate, practic fanul din care funcționăm noi și cu ceea ce ne diferențiem. Aici problema agenților generice, majoritatea agenților vin cu o soluție doar pentru o parte din întreg sistemul, neglijând în restul aspectelor care creează un business profitabil și predictibil, ca apoi IHVNA USP, what we do, we handle everything for you. Adică facem tot ceea ce e nevoie ca business tău să crească. Și i-am prezentat, of course, sistemul Growth Velocity, unde serviciile pe care le-am menționat pentru acest business a fost creare și management campanii de marketing, creare strategiei content social media, website redesign și funnel design, optimizare and automatizare sistem de achiziție, recrutare specialiști de creștere, practic să -i, îi creăm o echipă de vânzări sau o echipă de appointment setter care să sune lead generate din reclame, software personal de, de, personalizat de management, un am unde să-și vadă tot clienții și of course trei bonusuri, strategii de retargetare, exclusivitate locală în care să lucrăm doar cu un business din localitatea de unde se află businessul. localitatea nu era una principală din România așa că am putut să oferim acest lucru și de asemenea implementare și dezvoltare AI deoarece persoana în meeting, dacă dau un fast forward o să vedeți că avea această înclinație către AI. După ce am prezentat toate aceste servicii ne-am asigurat că potențialul client înțelege ceea ce oferim și înțelege sistemul, că apoi ea ne-a ținut o discuție destul de mare în direcția asta, pentru că i-am prezentat oferta și oferta noastră era undeva la 2000 de euro pe lună plus 10% din ROI pe care îl generăm. Pentru cei care se întreabă de ce am cerut totuși atât de puțin pentru că un business care își permite. La început obiectivul este să semnăm câțiva clienți pe un feed destul de ok astfel încât să putem să ne creăm case study -uri. Obiectivul principal de aici sunt case study și apoi tot procesul de vânzare și discovery etc. devine mult, mult mai simplu. Totuși, în acest caz, nu a fost acceptată această ofertă la început. A fost nevoie de o discuție de aproape jumătate de oră pe această temă după prezentarea ofertei. Deci am prezentat o în 20 de minute maxim. Apoi a fost o discuție de 30 de minute în care am încercat să pulsăm pe faptul că băi, Businessul are nevoie de chestia asta chiar dacă tu vrei să faci schimbări, chiar dacă tu vrei să nu iei încă în considerare pentru că astfel businessul poate să crească. Iar la final dealul care ni s-a propus de, de proprietarul afacerii a fost începerea unei alte afaceri pe care noi să o creștem și să deținem 50% din procentele pe care le generează acel business. Ce aș propune eu este să creăm încă ceva. Este și pentru mine ar fi un parteneriat în care aș fi dispus să, inclusiv să facem jumătate din profit. Sunt 24 de clienți pe zi pe care poate un aparat să-l ducă, da? Ori, 40 de locații. Ori 40 de locații, asta înseamnă undeva la, să zicem, cu full 960 de clienți pe zi. Da. 48.000 de lei pe zi. E o ofertă foarte bună, în o să si onest cu voi dacă vreodată dați de acest tip de owner. Chiar dacă, până la urmă, e vorba de un spital foarte, foarte respectat și un proprietar care clar pare să, să știe exact ceea ce vorbește, eu nu aș crede nimic din ceea ce încă nu se află palpabil. În cazul ăsta, o nouă linie de un nou business. Și chiar dacă mi se oferă 50% dintr-un business, nu aș depinde de ele, nu m-aș baza pe ele și nici nu mi-aș face așteptarea să semnez în direcția aia. Clientul. Știu că mulți oameni cred că dacă nu există nici astfel de afaceri care să ofere 2000 de euro, atunci cine să mai ofere? Well, cu siguranță există mulți business owner care încă nu văd un plus de valoare în aceste servicii și complet ok. Totuși, asta e un exemplu prin care colaborarea încă nu este 100% pusă la punct deoarece este nevoie de un al doilea close call, editorul meu sunt sigur că va a pus destul de multe părți din acest close call de asemenea. Așa că, ok, vă aștept să ne conectăm data viitoare. Însă va exista un al doilea close call în care să setăm perioada în care putem implementa serviciile de marketing pentru business-ul actual ca apoi să discutăm și despre cealaltă colaborare. Atenție! în aceste cazuri cu niște business-uri mai mari, discuțiile de obicei sunt întind în 2-3 săptămâni, așa că vrei să asigur că îți iei și o marjă de siguranță în direcția asta. By the way, stai până la final, deoarece ultimul apel va fi cu o clinică de 8 cifre. Da, ai auzit bine o afacere care generează peste 10 milioane de euro pe an. Acum am împărtășit mai multe detalii despre acești clienți, deoarece încă nu pot să le ofer toate detaliile și numele etc. pentru că nu am semnat încă un contract care să-mi ofere acest drept, pur și simplu am încercat să țin cât mai transparent posibil cu voi, of course. Odată ce am aceste contracte și sunteți foarte interesați să aflați, intrați în comunitatea privată al acestui challenge pe Telegram, unde ofer o grămadă de plus de valoare, o grămadă de value și o grămadă de secrete din spatele cortinelor. O să las undeva linkul în descriere. Următorul apel este cu un lanț de clinici de 7 cifre din domeniul radiologiei. Din păcate nu am putut să registrez primul apel, motivul e pentru că am uitat să dau pe recording, Totuși, o să îi trimit editorului o parte în care arăt ce am filmat cu telefonul ca să vedeți că persoana a confirmat că își dorește un al doilea apel ca să putem discuta de ofertă. Eu propun să avem încă un meeting în care îți putem prezenta clar pe o prezentare cu slide-uri ce rezultate, rezultate am oferit în trecut, care sunt strategii. Perfect. Awesome, awesome. E foarte asemănător cu ce am făcut cu apelul de discovery pe care vi l-am prezentat înainte, în care pur și simplu am început să pun niște întrebări, să înțeleg dacă mai au capacitate, dacă mai au nevoie cu adevărat de serviciile pe care vrem să le oferim, ca într-un final să-i propun un al doilea apel unde să pot să-i creez o prezentare pe care să-i prezint în următorul apel de sales call. Persoana era foarte încântată de o posibilă colaborare cu noi. Prezentarea era practic aceeași și aici vreau să fiți foarte, foarte atenți. Prezentarea e aceeași când nevoile clientului sunt aceleași. Cu un astfel de, de template de sales pitch, poți să-ți faci treaba de selling foarte, foarte ușoară. Totuși, nu uita să personalizezi aceste template-uri cu logo clientului cu toate detaliile despre el și să iei în considerare orice alt lucru care ar putea să-l mai ajute. În condiția la Clinica aceasta și clinica anterioară, ambele nu făceau content, aveau un website praf, aveau o grămadă de nevoie de optimizări pe online, așa că serviciile și pachetul de servicii a fost exact, exact la fel. Persoana era foarte încântată să afle de, de toate lucrurile pe care vrem să le oferim și i-am oferit de asemenea și aici sistemul Growth Velocity, practic toată lista de servicii dar nu am mai pus acel preț de referință. Am vrut să testăm să vedem dacă cumva prețul ăla de referință ca apoi la final să vadă valoarea totală peste 10.000 de euro, să nu cumva să sperie persoana pe care o piciuim. Odată ce i-am oferit această listă, i-am pus la dispoziție două oferte. Această clinică nu genera chiar 9 milioane de lei, tot șapte cifre, însă un profit mult mai mic din ce am văzut pe listă firme, așa că i-am făcut două propuneri, o oferte ofertă de 2000 de euro pe lună pentru serviciile oferite și de asemenea o oferte de 1500 de euro pe lună plus 10% ROI, contract pe minim 3 luni. Ce s-a întâmplat aici a fost faptul că persoana reprezentantă în acest apel nu era neapărat o ul ci mai mult o manageră care se ocupă de mai multe responsabilități. Ce avea nevoie era să vorbească cu o altă persoană din business care să-i prezinte oferta și ceea ce am discutat prin apelul nostru și ce s-a întâmplat imediat după a fost să programăm încă un apel cu cealaltă persoană astfel încât să putem prezenta oferta din nou și să putem încheia apelul. Vă voi da un update odată ce postez videoclipul ăsta, ce s-a întâmplat și apoi să-l postez în episodul celălalt. Următorul apel pe care vreau să vi-l prezint și o să dau un disclaimer, am avut un apel de discovery cu această persoană. Este un lanț de magazine în același timp și consultanță oftalmologică dar uh, magazinele se ochelari, ochelari de vedere, cât și ochelari de styling, Fashion Accessories. Are destul de multe locații în partea din Moldova a țării și am discutat acum ceva timp, acum a venit cumva pe parcurs a o lună ne-am ne și prins la ultimul apel în care să-i prezentăm oferta. Persoana nu a mai vrut să intre pe zoom, a vrut să eficientizăm cât mai mult procesul, așa că l-am sunat și am început să explic practic care ar fi soluțiile pe care le putem oferi. Este înțelept să suport acest cost și care este acest cost. Eu personal aș recomanda să o vezi mai mult ca pe investiții decât un cost, chiar dacă am gen... Din... Noi investiții în momentul în care Clar, clar. În este cost. Clar, clar, of course, of course. Până când nu, nu a exist un ROI clar, eu, un, un cost, of course. So, ce am făcut la început a fost să îi reamintesc ce am discutat și apoi să încep direct pentru că își dorea foarte mult să afle oferta, să intru direct în pâine și să-i spun exact ce i-am putea îmbunătăți. Precum am prezentat în celelalte apeluri de sales call cu prezentare și tot, Practica, asta am spus chestia asta cu prezentarea în față și cu telefonul în mână. Dar din păcate după toată această discuție am aflat că persoana cu care am discutat nu era tocmai owner, era persoana Em um, vez vale CEO, o Chief Executive Officer, CEO não é și fondatorul și ownerul afacerii și menționa faptul că, și într-adevăr îi dau foarte mare dreptate, oferta noastră a fost de 2000 de euro pe lună și menționa faptul că această investiție pentru el nu e de fapt o investiție, ci un pariu până când își reface investiția. Deci cumva lui nu i-a fost clar cum se creează acel ROI, dar nu i-a fost clar sau nu a crezut neapărat în acel ROI, deoarece ne-a spus că în trecut a mai avut experiență cu alte agenții de marketing și nu i-au dat foarte multe rezultate pe online și nici nu i-au dus foarte mulți clienți. Înseamnă că ele era deja sceptic în legătură cu acest lucru, totuși a fost deschis să afle de propunerea noastră. Persoana a spus la final că nu e neapărat momentul potrivit în care să își asume asemenea risc. I s-a părut că s-a asumat un risc destul de mare, cifra de afaceri a acestui business era unde la 3-4 milioane de lei, deci aproape un milion de euro. Procentual vorbind, își putea permite acest preț, având în vedere că au spus că trec printr-o perioadă mai dificilă în care au marge de profit mici, deoarece locații lor sunt sunt în locații foarte bune din orașele în care sunt amplasate și au costuri de management mari. A rămas să ne auzim în viitorul cel mai apropiat în care să of course obțină și o aprobare de la owner și să putem să ne apucăm de Treabă. dar îl considerăm prezent nu, un client este semnat doar atunci când îți trimită bani în buzunar, însă nu a fost un client semnat, așa că puteți să luați ca exemplu, să vedeți prin ce a trecut, ce răspunsuri am adus la obiecții și cum au, cum au apărut, of course, în apel. Cu ce acum ultimele două apeluri și cele mai profitabile apeluri de până acum, Discovery call-ul cu un business de 8 cifre, una din cele mai mari lanțuri de clinici stomatologice din România, precum și un Discovery Call cu acest lanț. Am avut ambele mituri cu owner -ul. Primul meeting l-am înregistrat -am, -am de pe telefon. Practic ce am făcut în primul meeting a fost la fel ca presto. A fost să înțeleg, ok, business-ul ăsta face deja o grămadă de bani, făcea deja reclame, aveau deja conținut pe social media, aveau deja un website bine pus la punct, deci era să înțeleg de ce a acceptat până la urmă să avem acest meeting și să văd unde pot să-i aduc un plus de valoare cel mai mare. Așa că am făcut digging pe fiecare serviciu să înțeleg ceea ce își dorește, am dat exemplu de la competitor pe serviciile pe care le ne promovează competitorii și am ajuns la concluzia că persoana în primul rând inclusiv din analiza mea business-ul, brand-ul, tot lanțul de clinici pot fi mult mult mai îmbunătățite cu un conținut mult mai bine filmat, mult mai bine schedule, mult mai bine făcut în general și să creăm o imagine mult mai bună a brandului. Așa că owner era foarte, foarte încântat de acest tip de serviciu și de asemenea, îmi spunea că are loc în scaune pe servicii mult mai high ticket. Nu a făcut reclame până atunci pe un serviciu high ticket, precum, nu știu, all on four sau all on six implanturi, ci pur și simplu pe servicii cele mai basic, de tartraje, albiri, aparate dentare, etc. Așa că își dorea cineva care înțelege faptul că sunt niște servicii mai high ticket și să-i construiască partea din spate a procesului, de până la urmă, de a face oamenii să-i aleagă pentru serviciile high ticket și why not chiar să atragem clienții din afară pentru aceste servicii. A fost un meeting foarte, foarte smooth, persoana pentru că e un business owner foarte, foarte respectat a înțeles tot ceea ce i-am explicat, ca apoi la final i-am menționat același lucru să ne vedem în al doilea apel în care să-i pot prezenta desigur oferta noastră. După ce am intrat în apel, aici am okay. utilizat un nou sales speech, Un nou sales speech pe care, of course, vi-l dau dacă facem cel puțin 100 de comentarii și cel puțin 500 de like-uri. De asemenea, dacă atingem acest target, vă voi oferi și toate aceste apeluri în mod integral. Acum sunt date cut, cât s-a putut, but, pentru că ar fi durat undeva la 4-5 ore videoclipul ăsta pe YouTube, Bă, dacă vreți să le vedeți integral, fără alte cuts și discuții, tot ce am avut, like și comment. So, aici am folosit altă prezentare al sales pitch, al template și nu a fost foarte diferit de celălalt, pur și simplu a fost creat și făcut astfel încât să fie mult mai direct și mult mai on point cu, cu ceea ce prezentam. Și am dat și denumiri noi oferte noastre. Pentru această clinică am creat două bundle bandeluri. bandeluri de content creation în care oferim viral copywriter, production team, editor crew, account manager și reporting software, practic un done-for-you service în ceea ce ține de content, tot ce avem nevoie de la ei, de cineva care să spună scripturile pe care noi le scriem și să facă toată producția. Chestia asta, e research meu, mă costă undeva la 1000 de euro să-i fac outsourcing, ceea ce înseamnă că trebuie să am în primul rând asta în cap. Deci 1000 de euro să găsesc o echipă care să facă asta pentru ei și cu modul nostru de framework. Eu vin practic cu framework-ul din spate, cu ceea ce ofer ca serviciu pentru acest bundle, ca apoi echipa pe care o angajez să fie antrenată de mine și să facă lucrurile potrivite. Ca apoi după i-am oferit și al doilea tip de bundle back-end growth system-ul, unde îi oferim un funnel designer, un media buyer, cel care se ocupă de reclame, un copywriter, un a tester, un campaign manager și un growth and CRM software. Pentru cineva la început de drum, înțeleg că chestiile astea sună extraterestre astronomice, again, fac asta de ceva timp, iar meeting-urile pe care vi le prezint sunt meeting uri care, într-adevăr, nu o să le vedeți mai la nimeni altcineva pentru că sunt deal care se pot transforma în deal-uri super, super mari. Totuși, ca să înțelegeți, va trebui să, să înțelegi overall tot funnel și practic asta am creat cu acest nou sales pitch pentru, pentru clienți, în care le prezentam modul în care ei generează practic bani. În primul rând, de partea de trafic, care poate fi organic sau paid traffic, adică conținut din social media sau conținut plătit, reclame, promovare. Apoi, clienții se duc ori să dea mesaje către WhatsApp, ori să sune, ori pe de website, unde acolo, dacă website-ul e optimizat și trecuit, îți dai seama dacă există un succes pentru reclamă sau nu, după care există partea din spate în care există oameni interesați care completează un formular sau obțin o resursă gratuită și fac un exchange de număr, de e-mail, de, de, nume, etc. Și apoi ce se întâmplă în spate cu aceste lead-uri, ca apoi lead acestea, clienții potențial să se transforme în vizite pentru afacere și vizite respective să se transforme în clienți plătitori. Practic în acest meeting am făcut pentru fiecare parte din, din funnel, fiecare parte din sistem, ce servicii se potrivesc pentru fiecare. Acum, având în vedere că mă adresez unui owner cu experiență în business și de asemenea în marketing și o clinică care fac o grămadă de reclame, nu am putut să mă adresez lui cu niște bali verne. Pur și simplu a trebuit să mă adresez cu servicii clar pe care le ofer și să înțeleagă plusul de valoare pe care le oferă fiecare serviciu. L-am pe nume, trebuie să înțelegeți că niciunui owner, nimănui nu-i pasă de Facebook as, de Instagram as, toți dacă ar obține numărul maxim de clienți fără asta ar face -o și eu la fel aș vrea să semnez toți clienții de pe lume fără să fac cold outreach sau, sau fără să fac reclame. Nu se poate, de asta e lucru pe care trebuie să-l faci și e lucru cel mai potrivit. Dar trebuie să înțelegi că atunci când vinzi astfel de servicii, tu vinzi beneficiul, nu serviciile propriu-zise și să-l faci pe om să înțeleagă beneficiile pe care acestea le oferă. Apoi am utilizat două screenshot-uri pe care le găsiți în Zero Two Agency, în case de Zero to Agency, deci nu, nu am utilizat case-urile mele. Ca într-un final să-i prezint cele două oferte, cea de 3000 de euro plus 10% din ROI, și de asemenea 3500 de euro pe lună. Aici lucrurile au mers perfect. Persoana nu doar că a fost interesată de acest serviciu, mi-a mai prezentat un business în care era super, super deschisă să fac o colaborare cu mine, însă aici vina mea pentru că sunt o persoană destul de publică și persoana aceasta mă cunoștea deja. Cum se întâmplă din păcate destul de des sau din fericire destul de des cu mulți owner din România. Acest apel s-a transformat într-un alt apel de close în care am discutat nu doar această ofertă, Cat cât și o a doua ofertă pentru celălalt business. Din motivul că al doilea business nu are neapărat treabă cu agenția cât mai mult cu brandul meu personal și ce servicii pot oferi eu ca individ, nu l-am implementat în acest videoclip și dacă doriți o să pun pe Instagram la un moment dat, hey guys, doriți și apelul ăsta de discovery, deoarece acolo e vorba de oferte de 5 cifre pe care am făcut-o și singurul motiv pentru care am putut să fac acea ofertă a fost datorită brandului meu personal. Totuși, toate aceste apeluri sunt făcute din ipostaza în care eu nu m-am utilizat de nimic altceva decât doar ce am în cap astfel încât să vă transmit vouă ce puteți spune în aceste apeluri și să vă puteți ghida mult mai bine atunci când vine vorba de aceste meetings. By the way, pentru cei care ați rămas până aici, o să vă las în descriere un mini curs 100% gratuit în care veți fi luați pas cu pas cu ce trebuie să spuneți în astfel de call meetings și warm meetings și ce să prezentați. E o parte din Zero to Agency, sunt niște videoclipuri din Zero to Agency și o să vă ofere toată claritatea necesară astfel să fiți pregătiți pentru astfel de apeluri sau so, dacă v-a plăcut până acum de departe unul din cele mai transparente videoclipuri pe care le veți găsi pe YouTube despre această topică apați butonul de like și subscribe și nu uitați că dacă vreți toate aceste apeluri doar blurate fața, nu și vocea persoanei, lăsați un like și un comentariu. A fost un apel mult mai lung știu, dar pentru cei care s-au avut răbdare și ați stat să ascultați lucrurile pe care le-am spus în aceste apeluri, well, good, good for you. Te felicit și... Abia aștept să poți să aplici toate strategiile pe care le-am divulgat aici. Also, dacă vrei să faci acest proces de 100 de ori mai rapid și mai ușor, am creat un incubator de agenții numit Zero to Agency în care te luăm de la zero indiferent ca ai experiență sau nu sau abilități tehnice și te ducem la agenție online profitabilă în timp record. Am ajutat deja sute și sute, peste o mie de oameni să genereze un venit solid cu acest model de afaceri și să genereze mii sau chiar zeci de mii de euro pe lună cu propriile lor agenții online. Deci știm exact ce trebuie să facem, chiar de curând am rulat o ofertă specială, poate când posez acest clip mai există acea ofertă specială, așa că vezi în primul link de descriere, nu e un funnel complicat în care să bagi mele Staff, vezi acolo toate detaliile dacă consideri că îți putem oferi un plus de valoare pentru nivelul la care te afli acum, abia aștept să ne vedem în Zero to Agency. Eu am fost Dragi Gaitan, nu uita să-mi dai follow și pe celelalte rețele de socializare și ne vedem în videoclipul următor.